septembrie ca să ne s-a încheiat. S-au prezentat la corturile noastre și aici în ASP un număr de peste 20.000 de persoane. Dintre acestea, un număr de 500, nu aș făcut analizele în ultimii ani deloc. 350 au fost convinse să-și facă analizele din cadrul programului de evaluare a stării de sănătate. Persoanele care au fost găsite cu valori mari ale glicemiei și ale tensiunii au fost îndrumate atât către medicul de familie cât și către medicii specialiști. Vom continua această activitate sanitară în octombrie, dar un alt segment de populație va fi luna copilului și a familiei, care va avea ca obiectiv consilierea familiei privind alimentația sănătoasă. La mamele care au nou născut să încercăm să facem cât mai multe informare pe promovarea alimentației naturale la sân, iar la ceilalți să încercăm să transmitem informațiile pentru o alimentație cât mai sănătoasă pentru a preveni obezitatea și alte afecțiuni care pot decurge dintr-o alimentație nesănătoasă.